În mod oficial, municipiul Râmnicu-Sărat nu mai are viceprimar. Consiliul Local Municipal a luat ieri la cunoștință ordinul prefectului Buzău privind încetarea mandatului de consilier local al lui Ștefan Torcărescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului. Ordinul prefectului a urmărit un proiect de hotărâre. Vă dați seama că legea, respectiv doamna prefect, este cea în măsură ca să vă dau un punct de vedere. Sigur că a fost o decizie politică, dar această decizie politică a fost urmată de toți pașii legali, în așa fel încât astăzi avem un astfel de proiect de hotărâre. Cum au votat consilierii, iarăși este treaba lor, doar că eu cred că în cazul de față nu despre decizia politică era vorba, ci de ordinul emis de către prefect. Patru consilieri locali s-au abținut de la vot. Ei afirmă că motivele excluderii din PSD a lui Ștefan Torcărescu nu s-au discutat în cadrul Consiliului Local Municipal și, necunoscând cauza, nu au putut vota. Așa cum am spus și în ședință, noi nu cunoaștem motivele pentru care domnul Torcărescu a fost exclus din partid. E o acțiune a partidului din care dumnealui face parte. Probabil că lucrurile au fost discutate acolo și, nefiind în cunoștință de cauză, în Consiliul Local nu s-a discutat nimic, n-aș fi putut vota pentru acest proiect de hotărâre. Fostul viceprimar al municipiului, Ștefan Torcărescu, afirmă că nu cunoaște acuzațiile care îi se aduc și contestă atât decizia PSD de excluderea sa din partid, cât și ordinul prefectului de vacantare a postului de consilier local. El susține că astăzi a fost chemat la Comisia de Etică a PSD Buzău. Nu pot să comentez deocamdată nici într-un fel această decizie, cum nu am comentat nici până acum mai mult, decât să vă spun că am contestat această decizie de excludere a partidului și ordinul prefectului de vacantare a mandatului de consilier. În consecință, aștept ca instanța să se pronunțe în acest caz. Practic, nici nu știu de ce sunt acuzat, dar probabil că voi ști mai multe mâine, când am fost chemat la Comisia de Etică a Partidului la Buzău. Nu știu exact cum stau lucrurile. Ștefan Torcărescu a fost ales în funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu-Sărat de către consilieri în urma alegerilor locale din iunie 2016. Mandatul de consilier local și cel de viceprimar al lui Ștefan Torcărescu a încetat pe 12 iulie 2019. Deocamdată, Consiliul Local Municipal Râmnicu-Sărat funcționează cu 18 consilieri, iar postul de viceprimar este vacant.